Viitoarele alegeri ar putea fi ceva mai liniștite pentru românii din afara țării. Reprezentanții PNL speră ca legea votului prin corespondență să fie adoptată până cel târziu pe 5 noiembrie. Săptămâna viitoare, miercuri, cel târziu joi, vor fi analizate amendamentele ce se vor depune la Camera Deputaților și cred că la începutul săptămânii viitoare putem avea, sau în orice caz săptămâna viitoare putem avea trecută de Parlament legea votului prin corespondență. În schimb, parlamentarii partidului condus de Călin Popescu Tăriceanu nu sunt foarte mulțumiți de actuala formă a legii votului prin corespondență, astfel că au de gând să depună mai multe amendamente. Potrivit reprezentanților din partid, actuala lege presupune o birocrație care îi va face pe cei mai mulți români din străinătate să refuze participarea la vot. Parcă această lege este făcută să exemplifice cum sunt făcute multe din legile din România, cât mai complicate, cât mai multe prevederi. După ce iese legea, bineînțeles, trebuie să apară și normele de aplicare care îngreunează și mai mult legea. Deci suntem clar împotriva acestor proceduri complicate, dacă vrem să le facilităm românilor accesul la vot, se arată într-o declarație a lui Călin Popescu Tăriceanu. Astfel, acestea ar urma să fie discutate și analizate. În felul acesta, data avansată de liberal pentru intrarea în vigoare a legii ar putea fi din nou depășită. Legea votului prin corespondență a fost luată în discuție după ce 10.000 de români din străinătate nu au putut să participe la scrutinul prezidențial din cauza numărului mic de secții de votare.